give it time. I know that I'm not easy. This cold heart of mine. Hello, dragilor, bine ați venit sau revenit la un nou clip aici la mine pe canal. Eu sunt Mihaela și în clipul de astăzi discutăm despre parfumurile care pe mine mă reprezintă cel mai bine. Parfumurile care pentru mine sunt parfumuri semnătură, parfumurile la care mă duc atunci când poate m-am săturat de orice alt parfum din colecția mea, parfumurile pe care persoanele din jurul meu le asociază cel mai mult cu mine pentru că le-am purtat destul de mult într-o anumită perioadă, am făcut obsesii pentru ele într-o anumită perioadă și au ajuns să fie parte din mine. Având o colecție foarte mare de parfumuri, nu pot să zic că am un singur parfum care mă reprezintă sau poate nu am găsit mirosul care să mă reprezinte, deși tind să cred că Love Don't Be Shy ar fi parfumul excelent pentru mine, raportându-ne un pic la preț, cred că n-ar fi tocmai bine pentru bugetul meu, dar și el este un preferat. Doar că astăzi am ales să aduc lângă mine parfumurile care din punctul meu de vedere mă reprezintă cel mai bine. Parfumurile la care atunci când le-am purtat am primit următoarea remarcă. Miroși a tu. Mi se pare că ăsta este principalul criteriu după care mă ghidez atunci când vreau să mă refer la parfumuri care simbolizează semnătura unei persoane. Parfumul care mă face efectiv să mă gândesc la persoana respectivă. Parfumul care mă face să-i zic miroși a tu. Parfumul care se potrivește foarte bine cu personalitatea persoanei respective, cu gusturile ei și parfumul pe care îl adoră. Ei bine, eu în clipul de astăzi am 4 parfumuri pentru care am primit remarca parfumul ăsta miroase a tine. Și soțul meu de multe ori face cele mai frumoase comentarii atunci când vine vorba de parfumuri, pentru că el nu prea îmi complimentează parfumul, e obișnuit să port diverse parfumuri, să încerc diverse parfumuri, dar la aceste parfumuri, de fiecare dată a zis, parfumul ăsta mă duce cu gândul la tine. Așa că, nu numai el, și colegi pe la muncă, și așa mai departe, în general persoane destul de apropiate mie mi-au spus că parfumurile pe care vi le arăt astăzi fac parte din mine. Atunci când le miros se gândesc la mine și lucruri de genul acesta. Am ales 4 pentru că atât mie îmi plac cât și persoanelor din jurul meu. Sunt parfumuri care nu deranjează, parfumuri pe care le port indiferent de situație, parfumuri care mă însoțesc și care îmi dau întotdeauna o stare bună. 3 sunt mai vechi în colecția mea, unul este mai nou, dar deja a intrat și la sufletul meu și la sufletul oamenilor din jurul meu și am primit foarte multe complimente pentru el. Și țin minte că o colegă de muncă, stăteam de vorbă cu ea atunci când purtam acel parfum și mi-a zis: mirosul parfumului ăstuia se potrivește atât de bine cu tine. Asta fiind menționate, zic să trecem la treabă și cel mai vechi parfum pe care îl am și e a doua sticlă la care sunt, cred că nu, la două dintre ele sunt la a doua sticlă. Am avut prima dată o variantă de 40 de mililitri, am folosit-o până mi s-a stricat pulverizatorul, mai rămăsese pe fund un deget și am oferit-o prietenei mele, Lexie, în sfertiță, dacă reușești să scoți ce e aici, folosește-l, dă-te cu el, iubește-l, că merită. Parfumul care m-a făcut cunoscută poate în lumea asta, pentru că a fost primul parfum de brand de care m-am îndrăgostit, parfumul care a făcut și alte persoane să se gândească la mine pentru că am vorbit extrem de mult despre el într-o perioadă, Jimmy Choo Fever. Nu cred că mai trebuia să mai zică nimeni nimic, pentru că acest parfum chiar îmi place în continuare foarte mult. Este un parfum pe care îl ador, un parfum pe care îl port atunci când vreau să mă simt bine, să mă simt relaxată, să mă simt în largul meu, să mă simt eu. Apelez la acest parfum. Mie îmi place foarte mult. Este primul parfum de brand pe care mi l-am adus în colecție, primul parfum de brand de care m-am îndrăgostit și primul parfum de brand pe care, deși nu-l mirosisem niciodată,
îl aveam cumva în spate, în memorie, nu știu de ce. Este un parfum cu prună, cu licii, cu boabe tonka, cu ceva alune, cu ceva flori, cu ceva cafea, deși nu se simte foarte bine cafeaua. Este și fructat, este dulce, este și ușor vanilat, lemnos pe acolo, dar este cremos. Este un miros cremos și o să vedeți că, în preponderent, mirosurile cremoase mă cam caracterizează. Mirosurile dulci cremoase. Chiar dacă uneori mai port și vanilate, mai port și altceva, mirosurile dulci cremoase sunt mirosurile care mie îmi plac cel mai mult, iar acesta nu se dezice. În continuare miroase bestial, mă simt foarte bine atunci când îl port, mă face să zâmbesc, mă face să-mi aduc aminte de foarte multe momente frumoase în care l-am purtat. L-am purtat când m-am întâlnit pentru prima dată cu ilete, pupile, l-am purtat în foarte multe situații în care poate nu mă simțeam confortabil, dar acest parfum m-a făcut să mă simt confortabil. Ei îl descriu ca fiind un floral oriental, pot să zic că da, dar că având tenta asta cremoasă mă duce și cu gândul la ceva gurmand, dar într-un sens foarte parfumicios, nu este un gurmand 100%. Dar are ceva cremos acolo, are ceva smooth, lin, alunecos dacă vreți. Ceva foarte cremos, îmi place foarte mult, e un parfum care pe mine proiectează, are siaj, nu am ce să-i reproșez și pe care îl ador. Dacă nu l-ați încercat până acum, încercați-l pentru că este absolut superb. Vedeți că aici am o sticlă de 100 de ml și de când am scos-o la purtare s-a cam dus în jos pentru că îl tot împingeam în spate și am uitat de el. După ce voi termina sticla asta, o să-mi cumpăr un travel size pentru că se găsește acum pe Notino și în variantă de 10 ml sau o sticlă mică pe care să știu că o am acolo, dar vreau să mă bucur în continuare de sticla asta și să-l port indiferent de situație. Se comportă bine și iarna, se simte pe mine și iarna, se comportă bine și toamna, se comportă bine și primăvara, așa că mi se pare un parfum foarte frumos. Mirosiți-l dacă vă face cu ochiul, dacă iubiți notele astea de boabe tonka, prună, licii, ceva floral, cafea, ceva alune de pădure, foarte mișto parfumul și îl ador. Un alt parfum care a devenit parfumul meu semnătură după ce mi l-a trimis o prietenă, m-am îndrăgostit, am avut la prima dată o relație de love-hate cu el. Prima dată când l-am primit am zis, ok, îmi place, nu-mi place. Și pe măsură ce îl purtam, începea să-mi placă din ce în ce mai mult. Și de fiecare dată când l-am purtat, am primit complimente pentru el. Toată lumea mi-a zis că miros super bine, că le place, că e un parfum care mă reprezintă, că mirosul se combină foarte bine cu personalitatea mea. Dacă prietena mea scumpă și dragă nu mi-ar fi trimis o sticlă, nu știu când aș fi făcut cunoștință cu acest parfum. Am avut o sticlă de 30 de ml și o loțiune de corp pe care le-am terminat. Și în momentul în care am zis ok, pun pauză la sticla de 30 de ml pentru că nu vreau să o termin, soțul meu a zis, dacă îți place atât de mult, ia-ți o variantă mare. Și așa a ajuns în colecția mea varianta mare de Zadig & Voltaire de Sisor, care a devenit parfumul meu semnătură pentru că îl pot purta în orice anotimp. Parfumul ăsta pe mine miroase bine în orice anotimp, nu trebuie să pulverizez mult, este foarte plăcut, este lactonic, este cremos, este... Doamne, e absolut divin! Are și ceva iasomie pe acolo, nu pot să zic că o simt, ce resimt foarte bine, e o notă de santal, de lemn de santal lactonică, cremoasă și dulce de la frișcă, pentru că el are o combinație foarte interesantă de note, iasomie, vanilie, castane, lemn de santal și are și frișcă cu siguranță, pentru că cei de pe Fragrantica o listează. În anotimpul de vară, este un pic mai lactonic, un pic mai light, un pic mai lemnos. În anotimpul de iarnă e atât de cremos și de dulce și doamne cum e!
îmi place foarte mult și a ajuns să facă parte din această categorie de parfumuri semnătură pentru mine, pentru că îl pot purta oricând. Îl pot purta oricând, nu miroase rău pe mine în niciun anotimp, ce este drept pentru că el este extrem de potent. Atunci când este cald afară, două pufuri și sunt perfectă. Îmi place că îl pot purta dacă mi-este dor de el și pe călduri foarte mari, îl pot purta și iarna, nu se pierde deloc. Primăvara și toamna, nu mai zic. Este un parfum lactonic, cremos. E ca și cum pielea ta miroase dulce. Cam asta este mirosul pe care, senzația pe care mi-a dat acest parfum. Văd chestii pufoase albe, dar văd și un corp care stă la soare. E frumos, un corp care stă la soare și pielea miroase într-un anumit fel de la căldură, un pic dulce, superb, absolut superb. Cu siguranță majoritatea dintre voi știți, l-ați încercat, mi se pare un parfum potrivit oricând, poate fi combinat și cu alte parfumuri dacă vă doriți, dar pe mine izul ăsta lactonic mă face să-l port și vara, pentru că mă gândesc cumva la cocos, chiar dacă el nu are cocos. Îmi place foarte mult, îl ador și, după cum vedeți, am consumat ceva și din sticla de 100 de mililitri. De fiecare dată când mi se face dor de el, îl port și mă bucur de el pentru că este un parfum frumos, un parfum care îmi place și cu siguranță când o să fiu spre final cu sticla, o să mi-l readuc în colecție pentru că nu vreau să-l pierd, dar dacă o să-l pierd, voi găsi cu siguranță altceva care să mă simbolizeze la fel de mult. Un parfum pe care eu, căruia sinceră să fiu, ne-am dat foarte multe șanse, pentru că este un floral. Eu nu prea sunt fană parfumuri florale, am câteva, anul ăsta vreau să trec prin ele, să văd cum mă mai înțeleg cu ele, pe care le țin la păstrare, pe care nu, dar testându-l de-a lungul timpului, l-am testat primăvară, l-am testat vară, l-am testat și iarna stând prin casă și am văzut cât de mult îmi place, am ajuns să îl consider un parfum de care nu aș putea să mă despart. Un parfum care îmi place foarte mult, un floral care mă duce cu gândul la petale catifelate de bujor dimineața, în rouă, în soarele care abia mijește, proaspăt, grădină, extrem de natural tot. Discutăm despre Jo Malone Peony & Blush Suede. Ce face acest special parfum pentru mine este nota de piele întoarsă pe care o simt aici și dă un pic de dulceață. El are și un măr roșu, are și bujor, dar nota aia de piele întoarsă îl face să fie potrivit și primăvara și toamna și iarna și vara și l-aș purta oricând aș face baie în el. Vedeți cât am folosit dintr-o sticlă de 100 de mililitri și asta anul trecut. Și prietena mea, Andreea, mi-a făcut cadou de ziua mea o sticlă de 30 de mililitri pe care să o am, să mă bucur de ea și să o folosesc, pentru că nu vreau să mai car sticla foarte mare după mine. E un parfum pe care îl ador, pe care îl iubesc, pe care îl văd potrivit oricând. Un parfum pe care îl pot purta, de exemplu, și pe lângă fiul meu, ca să nu îl deranjeze. Mi se pare că e un parfum care nu deranjează, un parfum suav, feminin, delicat, dar totuși foarte special. Combinația de măr cu bujor și piele întoarsă, efectiv mă face să văd un bujor, o tufă de bujor. Dimineața, când abia mijește soarele și nu-i nici foarte cald, nici foarte frig și au rouă pe ei, Doamne, fix la asta mă duce cu gândul și nota aia de piele întoarsă îi dă o atingere ușor vanilată dulceagă. Îmi place foarte mult, nu am probleme cu el la capitolul persistență, Doamne ferește, persistă și ăsta pe mine de bubuie, proiectează, are siaj. Și da, leu,
Da, cred că va intra în rotația din februarie, pentru că abia aștept să-l port, să mă bucur de el, o să-mi ajung oricum și în martie și în aprilie, dar e divin, nu am ce să zic, l-aș purta dimineață, l-aș purta la prânz, l-aș purta seara, l-aș purta la somn, l-aș purta oricând, nu mă deranjează, îl simt când îl port, simt că face parte din mine, cam asta este senzația pe care mie mi-o dă. Foarte frumos parfumul, efectiv îl ador, scump, dar frumos și cu siguranță, dacă nu voi mai cumpăra sticlă mare, cu siguranță câte o sticlă de 30 de ml, așa odată la ceva timp sau să mai am acolo, voi cumpăra din acest parfum. L-a detronat pe English Parent Frisia, îmi place mult mai mult pentru că e un pic mai dulceag, e un pic mai feminin, are bujorul ăla care îl face să fie destul de delicată, feminină, dar totuși nu foarte fluflu așa. Un delicat feminin, dar un delicat feminin care știe ce vrea. Cam asta este treaba cu el. Foarte frumos, îmi place foarte mult, o să-l port în continuare, primăvară, vară, toamnă, iarnă, nu contează cât timp avem, ne dăm cu ele, nu le ținem de bun. Iar parfumul care a ajuns recent în colecția mea și m-am dat cu el, m-am dus la muncă și una dintre fetele de care mă sunt mai apropiată de pe la servicii de pe acolo mi-a zis, cu ce te-ai dat, că miroase atât de bine și mă face să mă gândesc cu gândul la tine din start, adică n-aveam cum să nu-mi dau seama că tu miroși așa. Discutăm despre Kayali Yam Pistachio Gelato, un parfum care mie îmi place foarte mult, un parfum cu toate dulcegăriile de pe planetă, cu tot ce putea să fie mai dulce băgat aici, cu bezele, cu vată de zahăr, cu frișcă, cu înghețată de fistic, cu o deschidere ușor verde, are și un rom dulce aici pe care nu pot să zic că-l simt. Dar ce simt în el? Simt fistic, vată de zahăr, bezele, un fistic cremos, pufos, zaharicios. Cam asta este ce simt în acest parfum și îmi place foarte mult. Ador la el de la deschidere până la dry down, ador la el că persistă extrem de mult, nu am nevoie de mult. Are un mist foarte fin, ați văzut în clipul anterior în care făceam comparație între el și Cair Pistachio. Este un parfum absolut superb, scump, dar superb. Mă bucur că am 100 de ml din el și mai am și o clonă, pe care, un parfum inspirat pe care să-l folosesc oricând am eu chef de fistic. Dar ăsta mi se pare, eu i-am pistachio gelată, mi se pare că este un parfum pe care îl puteți purta all season. Cel puțin în anotimpul ăsta se comportă super bine. L-am purtat și în octombrie, cred, că atunci am avut un treble de 10 ml. L-am purtat și atunci și la fel s-a comportat foarte bine și cred că se va comporta foarte bine și pe căldură dacă nu dai foarte mult să leșini și nici nu ai nevoie, pentru că are un mist atât de fin, pulverizezi și cât te duci cu degetul în jos, el scoate mist în continuare. Deci un mist super fin și super mișto. Îmi place foarte mult, este și el lactonic, este și el bezelos, este și el cremos, are și nota aia de fistic care îl face să fie altceva. Are și vată de zahăr și îl ador, îl iubesc, este dragostea vieții mele. E a doua oară când îl port, când am sticlă mare, dar din trebălul de 10 ml l-am purtat o săptămână consecutiv și nu aveam nevoie de mult pentru că proiecta avea siaj, așa că din februarie și el o să intre în rotația lunii pentru că vreau să îl port și să mă bucur de el. Oricum, rotația lunii este ca să-mi aduc mai în față parfumurile spre care vreau să mă îndrept și să apuc să le folosesc pe toate, dar stați liniștite că mă duc și la dulap și mi-aduc aminte de altele și le folosesc și pe alea, așa că facem treabă bună în continuare. Kayali Yam Pistachio Gelato, o nouă descoperire, o nouă dragoste. Nu v-am vorbit despre el prea mult când am avut trebălul de 10 ml pentru că îmi doream atât de mult sticlă mare și știam că la un moment dat o să ajung să-mi o iau și am zis ok, le vorbesc fetelor când o să-l am în variantă full. Așa că asta am și făcut. Mi-a plăcut de prima dată când l-am mirosit. Eu am la blind trebălul ăla cu un ruj de la Huda Beauty
Și credeți-mă că m-am îndrăgostit de el. După ce trece deschiderea verde, e atât de gurmand, într-un mod atât de frumos. Îl ador. Efectiv, îl ador. Și cred că este gurmandul care mă reprezintă pe mine cel mai bine. Deci, dragile și dragii mei, cam astea sunt parfumurile care pe mine mă reprezintă. Parfumurile spre care mă îndrept cel mai mult, parfumurile care îmi plac, parfumurile pe care le folosesc indiferent de situație. Știu sigur că nu mă vor deranja, știu sigur că nu o să am ce să le reproșez. Sper că v-a plăcut clipul. Abia aștept să văd reacția voastră în comentarii. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like. Dacă nu v-ați abonat până acum la acest canal, nu uitați să o faceți. Nu uitați să mă urmăriți și pe Facebook și Instagram cu ID-ul Coffee & Perfume. Și mai creștem un pic de tot și pe Instagram. Am început să postez și pe TikTok, Mihaela Liniuță Jos Bulcu 91. Așa mă găsiți pe TikTok. Vă invit și acolo să mai vedeți ce mai pun. Pe grupul meu de Facebook Beauty & Fun, unde vreți voi, unde comunic cu voi, îmi place să vorbesc cu voi, vă arăt ce mai descoper, îmi arătați și voi ce mai descoperiți și uite așa facem o comunitate frumoasă în care să discutăm și despre lucruri frumoase și despre lucruri urâte. Încerc să ajut atunci când sunt în situații și simt că aș putea să ajut măcar cu o distribuire, un like sau nu știu. Poate aveți zile grele și unora dintre voi încerc să vă fac o bucurie, de aia n-am mai făcut giveaway-uri în ultima vreme pe canal, pentru că prefer atunci când să cunosc foarte bine fetele din comunitate și odată la ceva timp să le trimit așa drăguț. Cele care au primit pot confirma, n-am nevoie de confirmarea nimănui, până la urmă fac ce vreau cu banii mei, dar am decis să nu mai fac giveaway-uri și la un moment dat, când vreau eu, să cer adresa unei fete care este activă aici pe canal, care mă susține, care îmi comentează și să îi trimit câteva bunătăți, poate parfumuri pe care mi le scot din colecție și alte lucrușoare interesante. Ăsta a fost clipul, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, like, abonare, subscribe, ce vreți voi și ne revedem curând și cu alte clipuri. Până data viitoare să fiți frumoase și parfumate, v-am pupat! Papa, de la parfumurile astea râd toată, radiez, sunt în altă lume. Am luat o razna, v-am pupat, papa.